Fostul președinte al Consiliului Județean Botoșani, Florin Țurcanu, a rămas mut în fața probelor prezentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Surprins de datele exacte prezentate de procurori și pus față în față cu probele, Florin Țurcanu a făcut uz de dreptul de a nu mai face declarații, refuzând să colaboreze cu anchetatorii. Casa construită pe Alea Pajiștei de familia fostului președinte al Consiliului Județean Florin Țurcanu figurează în documentele oficiale ale instituțiilor, dar nu apare pe hărțile publice. În plus, deși terenul este deținut din 2013 până în prezent la Direcția de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Botoșani, nu s-a achitat niciun leu impozit. Aceasta este concluzia procurorilor DNA care au verificat întregul istoric al construcției. Datele obținute de anchetatori l-au surprins pe fostul președinte CJ, care în primă fază a dat o declarație prin care nega o serie de aspecte prezentate de procurori. Dar când i s-a adus la cunoștință că a fost pusă în mișcare acțiunea penală și i s-au adus la cunoștință învinuirile, Florin Țurcanu a avut o schimbare radicală. Acesta a făcut uz de dreptul de a nu mai face declarații, refuzând să colaboreze cu anchetatorii. Fostul președinte al Consiliului Județean este asistat de reprezentanții unui cabinet de avocatură din Suceava și de un avocat din Cluj. Aceștia au solicitat o măsură mai blândă, invocând o serie de probleme de natură medicală, dar și faptul că trebuie să aibă grijă de copii. Cu toate acestea, Florin Țurcanu și-a petrecut noaptea de marți spre miercuri în arestul Inspectoratului de Poliție al județului Suceava. Propunerea de arestare preventivă a fost înaintată la instanță de reprezentanții DNA, Serviciul Teritorial Suceava. Florin Țurcanu, în calitate de președinte al Consiliului Județean, este acuzat că ar fi pretins și primit de la omul de afaceri Marcel Vasile Bârsan, administratorul societății Cornels Flor SRL, sume de bani sau alte foloase materiale. Toate acestea reprezintă contravaloarea unor lucrări de construcție și amenajare executate la locuința de pe Alea Pajiștei din municipiul Botoșani, ridicată pe numele tatălui socru al lui Țurcanu. Valoarea cheltuielilor este de aproape 272.000 de lei, la care se mai adaugă și achiziționarea unor aparate și bunuri de uz casnic. În schimb, Florin Țurcanu i-ar fi promis omului de afaceri că își va folosi influența pentru a interveni asupra unor funcționari publici din cadrul Consiliului Județean și a două primării de comună, pentru a i se facilita atribuirea prin încredințare directă a trei contracte de lucrări și furnizare de bunuri în valoare de peste 600.000 de lei către firmele administrate de inculpatul Bârsan Vasile Marcel, lucru care s-a și întâmplat ulterior. În același context, Țurcanu i-ar mai fi promis lui Bârsan că va interveni asupra membrilor comisiilor de licitație, funcționari publici din cadrul Consiliului Județean, pentru a-i determina pe aceștia să favorizeze una dintre firmele omului de afaceri pentru câștigarea unor licitații publice privind contracte de execuție, lucrări a căror finanțare era asigurată din fonduri europene, bugetul de stat și bugetul local. Marți dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au fost la Consiliul Județean Botoșani, de unde au ridicat mai multe documente de la arhitectul șef care vizează construcția casei de la Lebăda. La începutul lunii martie, DNA a ridicat documente privind planul urbanistic zonal și de la primăria municipiului Botoșani, documente care vizează același imobil. În cursul zilei de marți, anchetatorii DNA au stat aproape 8 ore la casa de la Lebăda, în care locuiește Florin Țurcanu împreună cu familia acestuia. După ce au făcut mai multe fotografii și câteva măsurători, cei de la DNA au plecat la Suceava împreună cu Florin Țurcanu. Deocamdată, haideți să lăsăm ancheta să-și facă treaba. A fost o percheziție, așa cum cere legislația. Merg la Suceava pentru a da declarații. Vi se aduc? De ce insistați prea mult? Aveți răbdare. Merg la Suceava, dau o declarație, un clarificat. Aceste aspecte. Vă doresc sănătate. Ordonanța de reținere expiră în această seară în jurul orei 20.